mă opresc de pe nivel. Vreau să prezint o scrisoare despre neutralitatea Republicii Moldova. Cunoaște că Republica Moldova este un stat neutru. Asta este, în primul rând, suverenitatea și integritatea teritorială a țării noastre. Însă asta nu ne împiedică să avem o armată calitativă. Noi avem o scrisoare în care am scris pe care o trimitem către deputați, către președinte, prin care ne-am pus priorități pentru o armată calitativă și, în primul rând, cerem o armată profesionistă, formată din carieriști și dotată bine cu tehnică și armament, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, cultura militară în general în Republica Moldova trebuie să schimbe, pentru că dacă începem să dezvoltăm statul și multe ramuri din stat, armata este una dintre punctele care trebuie la fel să fie dezvoltată. Tu ce părere ai? Păi și părere. Să fie pe bine, dezvoltă mai bine. De exemplu, Elveția este un stat la fel suveran și integru ca și Republica Moldova, este în centrul Europei, însă nu este nici țară membră a Uniunii Europene, nici țară membră NATO. Însă ei sunt foarte puternic în armați, foarte, o armată foarte calitativă au, deci asta poate să fie și pentru noi în principiu de, sau un exemplu de urmare. Deci crezi că este o idee bună? Da, da. Tu, de exemplu, ai semnat o astfel de scrisoare despre neutralitatea la nivel elvețean? Nu cred. Te abții, dar crezi că este o idee bună? Am înțeles. Deputat? Da, să scriu eu? Da, o problemă. De o problemă. Eu am o problemă foarte mare. Sunt pensionar cu o pensie foarte mică. Sunt invalid de grupa a treia. Și indemnizații tot sunt foarte micuți, cum înțeleg eu. Nu am pensia, n-am nici o indemnizație de nicăieri. În care noi cerem majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari. Indexarea echitabilă a pensiilor proporțională cu stajul de cotizare. Deci cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi și șomeri, întrucât nu acoperă cheltuielile minime pentru întreținere. Este așa petiție care noi trimitem deputaților. Că nu ne ajunge pensia de la lună până la lună. Nu am înțeles. Înseamnă... Eu nu am cu ce trăi. Dumneavoastră personal, cu ce probleme ați dori să vorbiți parlamentarilor de Republica Moldova? Spre exemplu, drumurile care Republica Moldova sunt foarte rele, pensiile care sunt necuți, salariile și în investiții care sunt nu suficiente în Republica Moldova, locuri de muncă mici. Cum vă pare această idee? Bună sau nu? Bună, bună, bună. Nu știu când ar fi și acolo. Păi dacă o să trimitem așa ceva, eu cred că timpul să vă schimba așa. Uitați, noi avem câteva scrisori pregătite. Aceasta este pe tema corupției, care trimitem în Parlamentul Republicii Moldova. Și noi spunem aici că corupția scade nivelul de încredere a cetățenilor, scade nivelul de trai pentru toată populația, nevoie economică și lipsă de integritate civică creează corupție. Din cauza corupției noi avem salarii mici, pensii, totul se ridică.